Exact, de la an la an încercăm să organizăm acest eveniment din ce în ce mai bine. Anul ăsta sper să ne iasă și mai bine ca anul trecut. Ne-am mobilizat, am depus eforturi mari și iată, astăzi avem cea de-a patra ediție a zilei Recordei. Cum v-a venit ideea concursului de vin? Ideea concursului de vin mi-a venit dintr-o seară, am fost la niște prieteni acasă, ei se certau că vinul meu este mai bun, al meu este mai bun, și atunci mi-a venit ideea să iau, să decidă un juriu astăzi a cui vin va fi mai bun. Din ce am văzut, de la an la an este tot mai multă lume. Veți merge mai departe cu această manifestare? Evident, ediția 5-a sper să ne iasă și mai bine că ediția 4-a. Astăzi avem și din Copșa Mică și din Accente Sever, Musafir și din Medea și au venit vizitatori din împrejurimi. Sper că la anul o să fie și mai multă lume și mai multe echipe la concursul de cea 1. Hai! Mai departe, muzica populară lumea ca deja Sergiu Pascălău Abdalea de la Musa Emilia Munteaș cu Luna Anita și Doinel Hândoreanu să vă cânte în continuare. Felicitări tuturor participanților, oaspeților care ne-au vizitat, vă urez distracție plăcută în continuare, ziua încă nu s-a terminat, suntem la ora 16, 20 de minute, 25 de minute, la ora 8 seara o să avem lansarea de lampione din centrul comunei, după care vom da drumul la focul de tabără, cum am spus, aici în spate, către cimitirul Sacilor, pe un platou, am pregătit focul, un chibrit și după care ne vom retrage acasă mâine, luni. Începem serviciu. Distracție plăcută în continuare. Și nu te gândui, nu-i mai bine, nu-i deosebit.
Oh,